Cheia asta interfață de la Xiaomi TV Box, după ce am schimbat meniul în limba engleză cu Shafa Market, un fel de Google Play pentru zona asiatică. Ca să schimbați meniul, va trebui să ajungeți în setările de la Shafa Market. Am pus un link pe blog cum puteți ajunge la limba aici. Numai că va trebui să vă luați după tutorialul din link care este de pe YouTube. Și după aceea, practic, interfața de la Xiaomi TV Box va fi în proporție de 80% în limba engleză. E utilă mai mult la început pentru orientare, pentru că, sincer, n-am folosit prea multe din aplicațiile lor. Problema este că TV Box-ul vine, cel puțin în momentul de față, de la Gearbest blocat în chineză, deci nu este rutat și am încercat să-l rutez cu Kingroot, una dintre cele mai bune aplicații pentru rut, dar momentan nu există încă soluție de rut. Oricum o să vă arăt ce am mai pus pe el. Am pus aplicații speciale YouTube pentru Android TV. De exemplu, putem să-i băgăm un clip de pe YouTube. Hai să vedem ce mai avem pe aici. BS Player-ul. Da, momentan nu am hardul conectat. Mă rog, ideea este puteți să ascultați de pe, să vă uitați la filme și de pe carduri sau de pe hard-discuri externe. Memoria internă fiind doar de 4 GB și memoria de lucru, practic. Deci nu va ajuta prea mult. Ce mai pus? Kingroot vi l-am arătat. Wireless display e o chestie mișto dacă aveți telefon care suportă Miracast sau AirPlay, puteți să vedeți ecranul telefonului sau tabletei direct pe ecran. Mai sunt niște jocuri interesante, în sensul că telecomanda asta de la Box suportă niște jocuri cu senzori de mișcare. Dar problema este că jocurile trebuie descărcate și memoria internă destul de mică. Plus că am impresia că se conectează la un server din China și durează un pic. Mie cel mai interesant lucru momentan la boxul ăsta mi se pare că suportă Kodi, care era deja pornit, cred. Așa, Kodi. Ok. Și în Kodi, practic, puteți să-i puneți cam orice vreți voi, inclusiv addon de YouTube, de exemplu, addon-uri pentru filme și alte de genul ăsta. De fapt, inițial, pe mine mă interesa un TV Box pentru partea cu YouTube-ul și asta să zicem că am rezolvat-o. Să vedem așa și un canal cu desene animate. Ok. Să vedem și asta dacă încarcă. Bine, addon-urile pentru cod va trebui să le căutați, depinde de fiecare ce preferințe are. Dar, practic, eu ce fac, nu las TV Box-ul pornit direct în cod și când îl pornesc, intru direct aici. Da? Și foarte mișto la cod, că îl puteți customiza cu diverse teme, să arate fix cum vreți voi. Mai sunt pe aici inclusiv suplimentări pentru vreme. Asta e mișto tema asta, să mă instalați neapărat și tema Titan dacă folosiți Kodi. Cam asta e tot. Dacă aveți întrebări legate de Xiaomi TV Box, le aștept în comentarii.
Probabil va apare o soluție de root în curând sau Xiaomi va face o versiune specială pentru piața europeană. Până atunci așteptăm să vedem ce se întâmplă și folosim Kodi. Ne auzim!